Bună ziua tuturor! Astăzi continuăm exercițiile de aport. Ce am făcut deocamdată până acum în curte, vom continua și în afara curții. Vom face o trecere gradată în dificultatea exercițiilor și tot astăzi veți vedea cum facem primele introduceri în aportul pierdut. Picior. Port. Să. Hei. La picior. Port. Caut aport. Aici. Să. Da. La picior. Caut aport. Același exercițiu care l-ați văzut mai devreme cu un aportabil ascuns, exact același exercițiu îl vom face acum în câmp. Hop. Foarte mare atenție în câmp, unde poziționați și cum poziționați aportabilele. Câinele și mai ales câinele tânăr trebuie să aibă succes. Orientați-vă foarte atent la vânt. Verificăm vântul. Direcția de unde bate, aceasta este. Câinele trebuie ajutat. Nu vă recomand să faceți cu vântul din spate. Câinele, trebuind să aibă succes rapid, va trebui să-l ajutați. Vântul va ajuta. Voi lucra cu două aportabile. Unul va fi pus relativ în apropiere, celălalt un piculeț mai departe. Câinele nu vede, e în mașină. Îl voi scoate abia
atunci când totul e pregătit. Auta port. Caută port. Atât pe ziua de astăzi. Următorul film va fi tot pe temă de aport. Ați văzut, totul trebuie luat gradual, încet, cu multă răbdare. Dați șansă câinilor, întotdeauna ajutați-i pe cât posibil. Ce ați văzut acum cu cele două aportabile, ele au fost puse pe direcția vântului, câinele a fost ajutat de vânt, le-a găsit repede, exercițiul s-a încheiat cu succes, ne-am oprit. Nu trebuie să vedeți aceeași treabă de 10 ori. Odată, dacă câinele a făcut corect și a avut succes, vă opriți, recompensați câinele și încheiați. Nu vă grăbiți, aveți răbdare și luați-o pas cu pas. La bună revedere și reauzire și mult spor la treabă!